Primarul Timișoarei arată cu degetul spre una dintre moștenirile administrației trecute, contractele de închiriere a spațiilor primăriei în care se desfășoară activități comerciale. Sumele pe care le încasează primăria sunt considerate ridicol de mici. Am constatat că spațiile cu altă destinație, deci nu locuințele, spațiile comerciale pe care primăria le-a pus la dispoziția a diverselor unități comerciale, aduc venituri foarte mici primăriei. Chiriile percepute pe ele sunt inadmisibil de reduse. Am cerut viceprimarului Stoia să facă o analiză și să vină cu o propunere de ridicare a tarifelor de închiriere a acestor spații. Media chiriilor percepute de administrația timișoreană este de 2-3 euro pe metru pătrat, însă există cazuri în care sumele sunt chiar mai mici. Printre altele, nemulțumirile primarului sunt legate de faptul că, după spusele lui, există spații în care se desfășoară activități comerciale, spații aparținând primăriei, care sunt închiriate pentru sume ridicole de genul câtorva lei pe metru pătrat pe an. La Arad, chiriile sunt mai aproape de prețul pieței, începând de la 12 euro pe metru pătrat. Chiriile sunt stabilite printr-o hotărâre de Consiliu Local din anul 2005, și se situează la nivelul pieței, în funcție, sigur, de zonă și de amplasament, cu diferențe, dacă este vorba de un spațiu amplasat la demisol sau un spațiu la parter, de zona centrală sau de celelalte zone ale orașului. Municipalitatea arădeană nu prea mai are însă multe spații date spre închiriere unor unități comerciale, așa că nici aici banii rezultați din această activitate nu sunt prea mulți.